Salutare tuturor! Astăzi vom discuta împreună cu domnul Molnar în calitate de director general al AGES. În primul rând, mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a ne răspunde la întrebări. Vă mulțumesc pentru ocazie și cu mare plăcere. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt interesați de răspunsurile pe care sper să vi le dau. Haideți să începem atunci. Cu o experiență de peste 31 de ani în domeniul în care activează AGES, dețineți poziția de lider național pe piața instalațiilor de încălzire prin inducție. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu AGES, care este activitatea propriu-zisă a companiei? Ce oferă și cui se adresează? Firma noastră produce, proiectează și fabrică instalații care sunt folosite în diferite procese tehnologice la fabricarea produselor din metal. Aproape orice piesă din metal trece printr-o fază, prin operație tehnologică care implică instalații pe care le proiectăm și le fabricăm. Fie vorba de topire, fie vorba de încălzire pentru forjare, de formare la cad sau la călire prin inducție, ceea ce conferă suprafeței pieselor o duritate, instalațiile noastre sunt necesare la aceste procese. Bineînțeles, instalațiile au evoluat în timp. Sunt complexe, instalațiile care le livrăm de multe ori includ roboții, însă trebuie să vă spun că și roboții, ca să fie produși, au nevoie de instalații de tipul celor care le fabricăm noi. În regulă. Și dacă ne puteți spune câteva detalii despre piață, cum a evoluat recent această piață și cum credeți că va fi dinamica pe termen mediu? Produsele noastre, așa cum am menționat, sunt necesare în procese tehnologice, în industrie, pentru a produce alte piese. Ori, fiind vorba de asemenea destinații, piața este influențată de starea generală a economiei și pot să spun că economiei mondiale, fiindcă în cazul în care economia este în dezvoltare, e nevoie de multe produse. Multe produse, mă refer începând de la diverse bunuri de uz casnic, până la automobile, până la camioane, vapoare, avioane. Deci, dacă economia mondială este într-o stare dinamică, atunci clienții noștri fac investiții, clienții noștri cumpără instalații, mă rog, de la noi, de tipul celor fabricate de noi. Bineînțeles, ceea ce se știe, această pandemie a constituit o frână, mă rog, o perioadă de oprire a investițiilor masive, însă, din informațiile pe care le deținem, se pare că vom reveni, economia va reveni și piața va fi din nou într-o dezvoltare mai puternică. Și dacă tot ați discutat despre această revenire, am văzut că AGES a încheiat primul trimestru al anului 2021 cu rezultate peste așteptările investitorilor. Cum sunt apreciate aceste rezultate din perspectiva managementului? Rezultatele din primul trimestru sunt rezultate firești. Mă bucur că sunt peste așteptările investitorilor. În mod obișnuit, ar trebui să avem asemenea rezultate. Bineînțeles, pentru noi, întrebarea este întotdeauna cum se continuă și dacă reușim să menținem rezultate similare și în cele trei trimestre care urmează. Am văzut că capacitatea de producție a fost acoperită integral pentru primul semestru al acestui an. Cum credeți că o să fie a doua parte a anului?
Vedeți, este o întrebare foarte interesantă. Noi am trecut prin multe în cei 30-31 de ani. Experiența celor 30 de ani și, mă rog, prezența pieselor noastre, produselor noastre pe 25 de țări diferite ne îndreptățesc să credem că va fi și partea a doua anului acoperită cu comenzi. Până la urmă, piața pentru produsele de tipul celor fabricate de noi există. Întrebarea este cum reușim noi să beneficiem de existența acestei piețe, cum reușim să promovăm produsele noastre într-o lume concurențială destul de puternică. Dacă e să ne uităm puțin peste raportări, putem vedea că peste 75% din cifra de afaceri realizată este obținută prin vânzarea către piețele externe. Care este politica de extindere a acestei piețe și care sunt cei mai noi și cei mai importanți clienți de pe aceste piețe? Așa cum am prezentat câteva ocazii, din anul 2000, majoritatea produselor pe care le facem le vindem pentru export. Prima țară unde vindem cele mai multe produse este Germania. Pe de o parte, fiindcă Germania este un distribuitor mondial, știți bine că Germania exportă în multe, multe țări. Pe de altă parte, fiindcă produsele noastre sunt într-adevăr de calitate germană, calitatea aceea care o cunoaștem din produsele bune nemțești fabricate în Germania. În anii trecuți, noi am beneficiat de piața din Turcia, care nu e deloc de neglijat. Am livrat vreo 75 de instalații complexe în Turcia și în continuare este o piață bună pentru noi. E, de exemplu, industria auto, care este o industrie care beneficiază de produsele de tipul celor fabricate de noi. În Ungaria, dezvoltarea industriei auto este o oportunitate foarte bună pentru noi și am vândut multe instalații, fiind și aproape de noi, este un lucru foarte bun. Însă căutăm piețe mai dificile, mai îndepărtate. Avem produse în China, Arabia Saudită. Recent am reușit și sigur că ne-a bucurat faptul, am reușit să vindem două instalații complexe în Egipt și avem discuții în continuare, avem instalații în Tunisia. Într-un cuvânt, noi încercăm pe de o parte să menținem legăturile foarte bune cu cumpărătorii noștri. Suntem mândri că o firmă, dacă cumpără prima instalație de la noi, următoarele până acum, mult sigur, le cumpără tot de la noi, ceea ce conferă o siguranță și confirmă calitatea produselor. Pe de altă parte, încercăm să extindem area de acoperire. Știți foarte bine, economia mondială, chiar dacă are perioade bune, perioade proaste, niciodată nu se întâmplă că toate locurile să fie la fel. Deci, noi încercăm să oferim produse bune. Lozinca noastră este produsele AGES oferă cel mai bun raport performanță-preț și prin produsele noastre noi într-adevăr vrem să demonstrăm că made in România din punct de vedere al calității este echivalent made in Germania sau made in Japonia, fiindcă japonezii sunt la fel faimoși pentru calitate. În regulă. Haideți să discutăm puțin și despre dividende. Ați ales să acordați dividende în condițiile în care multe companii au ales să nu o facă, mai ales ținând cont de contextul economic actual. Care este intenția managementului privind politica de dividende pentru următoarele exerciții? Noi când ne-am listat la bursă am specificat faptul că firma AGES a ajuns într-o fază de maturitate
în care putem să ne permitem ca o parte din câștigul anual să fie repartizat acționarilor sub formă de dividende. Această intenție este menținută și va rămâne și în viitor, astfel încât acționarii AGES să beneficieze de câștig anual, bineînțeles, uneori mai mare, alteori mai mic, fiindcă nu putem chiar stabili o sumă pentru toți anii. Eu vreau să spun că acest lucru nu înseamnă că în cazul în care există oportunități, AGES-ul nu-și dezvoltă capacitățile, însă noi vrem să devenim integratori de produse. Deci noi vrem să creștem cifra de afaceri și implicit și câștigul prin colaborări și printr-o gamă de subfurnizori care ne ajută cu tot ceea ce poate să facă ei, și atunci noi cu echipa noastră, cu oamenii foarte bine pregătiți, cu experiență, să le integrăm și să vindem, de fapt, cunoștințe, know-how și tehnologie. Sunt firme din Germania, din Elveția, cu care colaborăm în produse noi, dezvoltări, fiindcă în general industria caută soluții noi, mă rog, pentru protejarea mediului, dar în afară de declarații formale, noi într-adevăr căutăm să oferim ceea ce este mai bun pentru clienți și azi și mâine și în zilele următoare sau anii următori. Din acest punct de vedere, acționarii firmei pot conta pe dividende în fiecare an, cel puțin pe o perioadă care este previzibilă în momentul de față. Și mulțumesc tuturor care au încredere în AGES și au acțiuni și sper să fie mulțumiți în fiecare an când vine vorba de dividende. Haideți să încheiem această discuție printr-o simplă întrebare legată de programul de răscumpărare derulat recent, prin care au fost acordate acțiuni gratuite angajaților cheie. Dacă ne puteți oferi mai multe detalii legate de acest program de stimulare și fidelizare a angajaților. Se știe că fiecare om încearcă să facă tot ce poate la locul de muncă, bineînțeles acolo unde se cere acest lucru, dar există diferențe între contribuția fiecărui om la rezultatele firmei. Când vorbim despre fidelizare, de fapt asigurăm prin aceste acțiuni distribuite, oferite formal, gratuit, un fel de suplimentare a venitului pentru activitatea care au depus, nu numai pentru obținerea rezultatului acest an, ci pentru consolidarea firmei, pentru pregătirea anilor viitori. Deci nu este vorba de un cadou unor persoane, ci este vorba de recompensă și completare a veniturilor acelor persoane care ajută ca AGES să distribuie dividende și anul viitor și peste câțiva ani. AGES, deși lucrează într-un domeniu foarte special, nu se remarcă prin salarii foarte mari, fiindcă noi dorim și acest lucru realizăm la toate nivelurile, veniturile să fie proporționale cu contribuția fiecărei persoane la rezultatele firmei. Deci nu plătim salariu pentru prezență, plătim salariu și completări și prime pentru ceea ce realizează fiecare om. De altfel, completarea veniturilor acelor persoane care asigură activitatea firmei astăzi și perspectiva firmei pentru anul următor este o metodă foarte eficientă de utilizare a resurselor financiare, ceea ce este și în avantajul tuturor acționarilor. În regulă, vă mulțumim încă o dată, domnule Molnar, iar pentru cei care ne urmăresc, până data viitoare, investiți inteligent! Mulțumesc mult și vă doresc zile cât mai însorite.